Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video! Sunt domnul Paza sau pe nume Adrian Cristian Leana, iar astăzi o să vă povestesc cum am apucat eu de cubul Rubik, de cum am învățat practic să rezolv cubul Rubik și ce m-a determinat să încep călătoria mea pe acest drum. Și o să vă prezint acest lucru într-un mod mai inedit, cu niște desene ilustrative pentru povestea mea și sper să vă placă tipul acesta de video și dacă mai vreți, lăsați-mi în comentarii acest lucru. Ok, totul a început, cred, prin clasa 9-a. La sfârșitul clasei a noua, noi am avut o excursie în Croația și nu prea vreau să mă duc în excursie, nu eram genul care să meargă în excursii și așa, dar până la urmă am fost convins și de părinți și de colegi, hai să mă duc. Și am fost în excursia aceea și acolo un coleg de clasă, Tibi, pe care dacă vreți pot să-l și chem într-un video viitor să-l cunoașteți, Tibi a dus cu el un cub Rubik în Croația atunci. Băi, și făcea la el în continuu și oricât l-aș fi amestecat eu, el reușea să rezolve. Și am rămas surprins de treaba asta. Am zis, bă, cum e posibil așa ceva? Ca și voi toți, și eu la început, eram gen, un cub Rubik e imposibil de rezolvat, gen, n-ai cum să rezolvi. Și văzând pe el că îl rezolvă, asta m-a surprins foarte tare. Nu mi-a venit să cred că cineva chiar poate rezolva un cub Rubik. Și l-am întrebat, băi, Tibi, cum faci? Cum de reușești? Și el mi-a zis, băi, există un site, speedcubing.ro, și acolo există o metodă de rezolvare. Și atunci mi-a trezit interesul, deci există o metodă de rezolvare, nu faci tu la întâmplare. Și el, nu, există o metodă de rezolvare, respecti pașii aceia și apoi sigur vei reuși să rezolvi. Și eu chiar am vrut să-l testez cu treaba asta, am zis, hai mă să vedem, chiar reușește să rezolve orice aș face. Băi, deci amestecam la el, mă lăsa și câte 15 minute să amestec la el în continuu, eu crezând, ca și voi toți la început, că dacă amesteci mai mult, el trebuie să dea înapoi toate mutările alea, că n-are cum să-l facă altfel. Deși aceasta e o gândire puierilă, pentru că dacă ai amestecat 20 de mutări care ți-au, nu știu, să zic 10 secunde, deja orice amesteci în plus nu mai contează, amesteci în gol, că mai mult de 20 de mutări n-ai cum să amesteci un cub Rubik. Restul sunt doar deviații aceleași amestecări. În fine, acesta pentru cunoscători știu despre ce vorbesc. Și da, amestecam eu și 15 minute la cubul Rubik și până venea Tibi și îl făcea într-un minut și un pic și eram, wow, nu venea să cred. Mi-a arătat și faptul că dacă întorc colțuri, tot reușește să-l facă, suceam niște colțuri și tot așa. Și când am ajuns eu acasă, mi-a zis de site-ul acesta, am intrat pe site, apoi pe site am văzut că are și rubrica de magazin, apoi am intrat pe magazin și m-a trimis la genius.ro, că acela era site-ul lui Radu Făciu și speedcubing.ro și genius.ro. Radu Făciu, cel care m-a înscris la România au Talent, despre care sigur știți, v-am povestit în video cu România au Talent, puteți să-l căutați la mine pe canal. Așa, am intrat acolo, mi-am comandat un cub Rubik la 65 de lei, un cub Rubik profesional la vremea aia, în 2010, acum 11 ani, aveam 15 ani atunci, așa, cub Rubik profesional cum erau la vremea aceea, erau mult mai slabe ca acum, adică acum toți se gândesc ca să le iau pe ăla că e mai bun, să le iau pe celălalt, de fapt acum toate sunt bune, mai rar găsești un cub Rubik profesional prost, atunci nu era așa, atunci rar găseai unul bun, că nu erau la început toate lucrurile astea. Da, mi-am luat eu un cub Rubik la 65 de lei, m-am întâlnit, m-am întâlnit cu Radu personal, că era magazinul mic, nu trimitea nici el colete așa multe și mai se întâlnea, dacă erau din București, se întâlnea cu cumpărătorii personal și le dădea cubul. Mi-a dat cubul și apoi în vreo 2 zile sau 3 am stat cu foile în față, cu algoritmii notați și am tot rezolvat la cub până am reușit să-l rezolv. Și nu mi-a venit să cred, încă mi-aduc aminte acum, eram la un botez, la o rudă și eu făceam la cub acolo, lumea era pe acolo, petrecea, nu știu ce, eu eram cu foicica mea cu cei șapte pași și tot rezolvam la el acolo, bă, hai să-i dau de cap. Și atunci a început toată treaba asta. Și totul a început de la Tibi, colegul meu, Tiberiu, Iorgulescu Tiberiu, colegul meu de clasă, care și până în prezent i-a rămas cel mai bun prieten al meu, singurul cu care mai țin legătura din liceu. Așa se întâmplă, în general nu e greu să ții legătura cu toată lumea, dar cu el e singurul cu care mai țin legătura și vorbim în fiecare zi aproape pe Skype. Așa, și el m-a trezit această pasiune în mine. El n-a mai continuat să progreseze, a rămas la metoda de începători și a mai învățat și un pic din metoda de avansați. Îl face, nu știu, încă vreo 40 de secunde, 35, 50, dacă n-am mai exersat de mult. Dar eu atunci, după ce am învățat, în câteva luni am și trecut la metoda de avansați și am zis, băi, eu vreau să fiu cel mai rapid în țară la treaba asta. Dar Tibi n-a mai continuat cu treaba asta, dar încă știe să rezolve. Și dacă vreți, cum v-am zis, într-un video viitor, o să facem un mic interviu cu Tibi, să povestim împreună despre cum a fost în Croația și
și cum a învățat el la rândul lui și de la cine a învățat el să rezolve cubul, cine a trezit această pasiune pentru el. Oricum, sper că v-a plăcut această mică povestioară mea și dacă mai vreți, o să mai fac videouri de genul cu mici povești din viața mea, din ce am mai petrecut în trecut sau... Da, cam multe de spus. Și la România au talent, și pe la emisiuni, și pe la am fost și pe la Măruță, și până multe locuri. Și am destule lucruri de spus. Dacă vă place, scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți genul acesta de video prezentate în acest mod. Oricum, cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor. La revedere!